Bun găsit, oameni buni! Sunt Laurențiu Botin, suntem la 100%, tu decizi. România are rachete balistice. Nu vă speriați, nu anunț că începe războiul, ci îl citesc pe Mihai Fifor, fost ministru al apărării. El a confundat rachetele interceptoare de la baza de la Deveselu cu cele balistice folosite în ofensivă. Cum a ajuns el în funcții? 1994 este anul în care Mihai Fifor, senatorul de astăzi, își începea cariera. Era pe atunci cercetător științific la un institut din Craiova, unde a rămas până în 2001. Filozof de carieră, deloc din turnul Severin, Mihai Fifor a ajuns în 2009 secretar de stat în Ministerul de Interne. În 2012 s-a întors din nou pe această funcție în timpul guvernului condus de Victor Ponta. 2014 a însemnat pentru Mihai Fifor încă un salt. A fost numit președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind terenurile de la Nana din județul Călăraș, cumpărate de fica președintelui de la acea vreme, Traian Băsescu. Economie, transporturi, interne și apărare. Nu încercam să vă enumăr ministerele unui guvern, ci punctam funcțiile pentru care senatorul de Arad a fost considerat apt. Chiar dacă a fost propus pentru toate aceste funcții, Fifor a fost ministru al apărării, al economiei, iar în cazul mandatului de la interne a fost interimar. Vârful carierei însă l-a atins în 2018, la jumătatea lunii ianuarie, după demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Mihai Fifor a fost timp de câteva zile premierul României, interimar, evident, până când Viorica Dăncilă a fost desemnată la rândul ei prim-ministru. Mihai Fifor a fost legat și de scandaluri de corupție. Anul trecut, el a fost audiat ca martor în dosarul cunoscut ca Mita de la PSD Arad. Mai multe persoane din conducerea organizației județene sunt acuzate că au pretins bani de la cei pe care îi susțineau în funcții politice pentru protecția acestora. Dosarul a fost trimis în judecată în primăvara acestui an. La ieșirea de la audieri, Fifor a declarat că susține ancheta procurorilor și că nu are nimic de ascuns. Numele senatorului a apărut și în dosarul permiselor de port-armă prelungite ilegal la Cara Severin. Astfel, un social-democrat care face parte din organizația locală și care era nemulțumit că a picat examenul de prelungire a permisului, a invocat pretinse legături cu ministrul de interne de la acea vreme, Mihai Fifor. Declarația de avere ne arată că fostul ministru al apărării nu este unul cu multe proprietăți sau averi. În 2018, el i-a donat tatălui său 340.000 de lei și avea în același timp în conturi puțin peste 120.000 de lei. Sâmbătă, de la ora 19 până la ora 21, într-o ediție maraton, trecem în revistă toate personajele politice prezentate în timpul săptămânii și, evident, le oferim dreptul la replică.